a câștigat o luptă în Austria, în țara sa de adopție, cu un italian, Francesco Chiodi, și a sărbătorit acea victorie în stilul Zimmermann. S-a urcat pe ring în colț. Nouă victorii și trei înfrângeri pentru Dominic Pinas, cel care dă piept cu Gabriel Bozan în al treilea meci, România versus Olanda. Palmares bun pentru Bozan, 18 victorii, 5 knockout-uri pentru el și două înfrângeri. Trebuie să câștige acest duel neapărat Bozan, altfel Anglia conduce cu, Olanda va conduce cu 3-0 și sigur va câștiga această luptă. Avem 5 meciuri. Aș fi mai venit cu o chestie la aceste dueluri, să se fi pus knockout-ul 2 puncte, dublu. Altfel se mai puteau face răsturări de situație. Suntem la 72 de kilograme, un ritm mult mai alert. Gabriel Bozan, născut la Deva, stabilit în Viena. Ușeu de stânga bun pentru Bozan. Schimburi pe brațe între cei doi, arbitrii spun lui Bozan că adversarul său nu știe pe brațe și să continue cu aceste schimburi. Deocamdată mai agresiv Pinas. Oh, se ferește din calea acelei directe de stânga Bozan, foarte bine a făcut că a dispărut de acolo, de pe curzile ringului. Ratează croșeul Pinas și răspunde pe contră Bozan, lovitură foarte bună. Reacții bune pentru Gabriel Bozan. Merge bine croșeul de stânga în această primă rundă lui Bozan. Trebuie să fie atent însă la acest olandez, este foarte exploziv. Oh, s-a ferit din calea acelui genunchi care doar l-a șters acolo Bozan, a trimis lovitură de braț Pinas. Are aceste reacții, aceste atacuri violente Pinas, însă foarte bun pe ofensivă până acum Bozan, însă încasează acel pumn care îi dă capul pe spate acolo. Ce uppercut scos parcă de nicăieri de Dominic Pinas. De genunchi și continuă cu o directă Pinas, exploziv acest luptător. Apropiem de finalul rundei. Aplauze pentru cei doi luptători care au oferit acțiune în această primă rundă.
Am grăbit pentru a doua rundă, a făcut pasul înainte și a venit în centrul ringului. Vine și Dominic Pinas. Prima rundă echilibrată între cei doi, au alternat momentele bune. Parcă ceva mai mult explozie din partea acestui Pinas. Tătorul din Rotterdam. De acolo vine și Sammy Shield, de acolo așa avea și porecla turnul din Rotterdam. Directă bună de dreapta a olandezului, care are același ritm foarte ridicat. Bună dreapta lui Pinas. Și dacă în prima repriză antrenorii stigau lui Bozan că nu știe brațe adversarul său, iată că cele mai bune lovituri de braț în această rundă i-au aparținut olandezului. Din fericire pentru Bozan, Pinas a catat acel uppercut. Am văzut ce probleme i-a creat lui Bozan în prima rundă, lovitură de uppercut, însă iată, al doilea intră. Uite și lovitură din genunchi, Pinas. Câte un uppercut pentru fiecare până acum. Au fost cam cele mai frumoase lovituri ale celor doi. Revine acel genunchi din săritură pentru Pinas. Însă, pe lângă... Nu a slăbit deloc ritmul olandezul și ne apropiem de finalul rundei a doua. Pregătire fizică excelentă. Însă și Gabriel Bozan oferă momente bune în această luptă. Se ridică la nivelul acestui olandez. Să urmăresc cei doi în aceste momente. Bună directă a lui Bozan, lovește și cu croșeul de stânga. Uppercut, serie bună acum pentru Gabriel Bozan, însă de reclintit olandezul, se aude gongul de final pentru runda a doua. Momentele bune ale lui Gabriel Bozan din această a doua rundă. Foarte bine a ripostat Bozan de câte ori... Ultima repriză. Am văzut cum încercau să-l mobilizeze pe Pinas, antrenorii săi. Au văzut că are în față un adversar redutabil în persoana lui Bozan. Se mobilizează și publicul pentru Bozan. Oh, iată cum rămân cei doi pe corzile ringului și foarte bine au intervenit și oamenii de lângă ring.
puteau să se accidenteze cei doi. Oh, ce dreaptă din partea lui Bozan, ajunge la podea olandezul Pinas, numărat acolo cu intensitate de către arbitrul de ring. Și probleme acum pentru Pinas, să vedem dacă va reuși să-și revină. Da, poate să fie lovitura decisivă, lovitura prin care să câștige meciul Bozan. Ajunge foarte ușor la podea Pinas. Semn că nu este revenit, nu și-a revenit 100%. S-a grăbit Bozan. Nerădător Bozan să profite de momentul bun pe care l-are în această rundă decisivă. Schimburi de braț între cei doi acum. Se clatină din nou, Pinas este la podea, va fi numărat pentru a doua oară de arbitru. Se ridică greu Pinas, dar nu se mai ridică pentru că s-a prăbușit din nou la podea. Nu știe pe ce lume se află Pinas și este oprit meciul. Foarte bine că a oprit meciul arbitrul, chiar dacă Pinas se dă cocos, spune că poate continua lupta. El, de fapt, nu știe unde se află. Victorie spectaculoasă pentru Gabriel Bozan și iată că prima victorie a României în această confruntare cu Olanda vine prin knockout. Să vedem și relori. Directă de dreapta după acel flying knee al lui Pinas, o lovitură pe care a executat-o tot meciul. De obicei contra cu croșeul de stânga Bozan, însă iată că acum a dat directa de dreapta, direct în bărbia olandezului, care nu și-a revenit 100%. S-a învârtit în loc acolo Pinas, da. Spuneam despre aceste contre foarte bune pe care le are Bozan și așa câștiga lupta pe o contră. Upercutul de dreapta l-a amețit iarăși pe Pinas și a venit și acea lovitură de genunchi ce a dus la finalul meciului. Iată aici uppercutul de dreapta, o lovitură ce a intrat și în runda a doua lui Bozan. Ladies and gentlemen, this bout comes to a conclusion in the third round. Your winner by knockout, fighting out of the red corner, Gabriel